degeaba filmează tu, o să se retragă și la mine. Ia, ține. Vezi că am pornit. Da? Da. Frate, mi-a dat o prietenă care avea o fetiță mică. S-a crescut 3 ani și ceva cu ea. Da, n-a avut nicio problemă. Angie, lasă-l pe domnul mai mult. Dacă o mai servea și cu un covrigel, era... Angie, lasă-o, mă!
că stăm pe loc și du-te în față și ia din față. Hange, stai să-ți spună domnul că... Da! Eu, se atașează, se atașează, e ok. Trebuie doar cel alături de care se atașează să... Opresc? Nu, nu. Cel alături de care se lipește să-i dea tine. Adică genul ăsta de deplasare... sau contactul pe care l-ar avea cu celușa asta, cu potențial de spectator, trebuie să fie progresul cum am făcut noi. Așa cu și cu mine. Ha. Așa cu și cu mine. Rămâne un pic aici, că rămâne așa. Ești eu? Da, că rămâne aici. Da. Vreau să surprind de momentul cu orice de lucru. Așa, de bine. Angi știe comanda de culcat sau? Da. Da. Angi, la... la... Așa. Da, vin aici. Lasă, nu-ți bată capul, nu-ți bată. Nu, să nu vină vreo mașină ceva asta. Bravo.
Trebuie să se facă legătura din aproape în aproape, în formatul ăsta. Să meargă cu ea în lesă persoana deja la care s-a produs transferul afectiv, adică dacă o duce acolo să spune mie Elena sau altcineva, da? Și alături de persoană, lasă-o în pace să miroase și ea, că e miroase, nu face nimic. Sasha? Sigur? Da, nu, e ok, e ok. Bravo! Vin aici! Angie, nu ridica tonul! Nu ridica tonul, că o iriți! În primul rând, când ridici tonul, tu panichezi... Da, și câinele! O bași pe ea într-o stare! Acela să-l faci cât mai relaxat! Și știi că știa mai multă liniște! Da? Tu ai imaginea acestei cățelușe în curte, la balcon, după un gard, într-o lesă strânsă, da? Dacă n-am spus-o niciodată... Nu-ți bate capul, da. Ea se duce, miroase, se informează, că asta e ideea, da? Da, hai. Da. Poate că nu da, lasă sus, lasă, ia, no. Așa! Pe loc! Hai, să mergem cu așa, vin! Și acest cățel, la cum este ea, la un plus de comandă pe care îl dai, pe stradă se poate abține să se ducă. De-aia nu se duce nici din teamă, nici din nimic după bicicletă. Se duce... Curiozitate, nu? Sau... Că e curioasă sau e un pic de instinct de vânătoare și s-a creat un automatism legat de imaginea respectivă și starea pe care îi induce imaginea respectivă, bicicletă, știi? Se aprinde un pic chestiunea asta, da? Apoi el însă i-ai spus să stea, i-ai dat o comandă, intră în submisie prin intermediul acelui comand, stă cu minte, ia spune-i tu culcat. Așa, culcat. Bun. Bravo, stai cu minte, culcat. Nu mai lău. Bun, pune-i lăsat. Bun, hai să spun mai. Deci e ok că se... Mă bucur așa. E ok. Da. E ok cățelul. Eu, în general, am... Trebuie doar... să se producă apropierea progresiv. Adică persoana... Câte mai de asta o să discutăm, poate o să vă mai plătim o ședință în care să vă întâlniți cu doamna Elena și eventual să-i explicați dumneavoastră în termenii ăștia. Da, da, Elena știe, știe multă despre căței și se prinde repede. A, regulă, pe asta nu, ziceam ca idee. Noi vă mulțumim foarte mult, adică și, ce să zic, ne-ați dat vești bune. Dar ați văzut-o diferită, nu? Da, da, nu-mi vine să cred. Noi nici n-am avut curajul să facem testul. Mi-a fost frică. N-am avut. Nu stai, în spate castronul și cu apă, sunt. Hai. Da, e un câine care are nevoie de suport. Suportul ei în viață este persoana de care se atașează, ființa de atașament. Ea, din fericire, face transferul ăsta de la o persoană la alta, dar uite că dacă apropierea unei noi persoane este într-o plimbare
fără să o bage în seamă o vreme, să fie accesată, să poată ea să o acceseze, să se familiarizeze cu mirosul, și simplu câinele ăsta se obișnuiește cu acea persoană. În la un moment dat, când tu ca persoană de atașament ieși din spațiul ei și rămâne cu acea persoană, ea se lipește de acea persoană. Da, păi așa a fost, okay? La noi. Da, da. Dacă da. N-a mai fost fratele meu, s-a da. Atașat de mine și... Și atunci este... Sunt șanse mari să fie... Să-și găsească un stăpân. Doar să fie cineva care într-adevăr să o iubească, să o... Bă, trebuie să înțeleagă că nu e un câine... E un câine follower, nu e un câine dominant. Este un câine care trăiește în parametrii normal doar dacă are parte de un suport. Trăiește prin cineva, singură nu știe să funcționeze în mediul ăsta, că nu, nu a trăit niciodată, a trăit numai sub umbra și cu suportul psihologic al celuilalt mascul, al fratelui tău în cazul ăsta, al celuilalt cățel care a fost și pe care l-a găsit când a venit acasă fiind adult. Și acum s-a lipit de tine, nu are altă șansă și e lipită de tine. Dar dacă Elena o va lua și la un moment dat va fi cineva interesat, va avea un câine mișto de companie, că nu e așa o tragedie cățelul ăsta. E doar un câine care trebuie înțeles și știe de autoritate venită prin comandă, știe de niște comenzi, e gata să intre în stare de submisie prin intermediul comenzilor respective, deci nu e o problemă. Da, e un câine normal. În casă și de la balcon și după un gard, toți câinii se fac zmei. Se dau. Da, asta este chestiunea, dar și când este ținută greșit în lăsa, adică e ținută întinsă ca un câine de atac și gata. Se creează frustrarea aia și consideră că e susținută de la spate și are reacție, dar dacă e lăsată să acceseze și ea și să ia și ea contact cu stimul din mediu, cum a făcut astăzi, lucrurile se leagă. Bun, păi stiu în mașină, gata. Oferă-i... E nebunită, când găsești mișa deschisă la mașină, e prima. Asta-i, lasă să se ia. Lasă ușor. Așa. Lasă că ea și folosește picioarele singure, da? Bravo, tașarita. Bravo, tașarita, bravo. Nu ai fost deștept. Relaxează-te. Bravo. Stă cu minte în mașină, nu? Da, nu. No. Acolo stă. Deci este un... și din acest punct de vedere este un câștig pentru... Stă acolo pe banchetă în fund și se uită pe geam. Deci uh-huh. Nu, fratele meu îi luase în spate. Aer, dar în general ascultă când zic așa, nu te agita. Asta e bine. Cum să zic eu, se uită pe geam, mai vede, normal. Dar nu stare sau... Efectiv nu... E firesc. E foarte curioasă ca câine. Da. Bun. Ați înțeles ceva din ce am făcut astăzi? Da. Cum vi se par perspectivele? Mie mi se par mai vești bune. Da, și eu la fel. Acum să sperăm. Chiar... Da, Elena, prin network-ul ei, are șanse să o ajute. Dar e un câine bun de... Adică poate fi un câine... însoțitor destul de bun pentru... cineva care iubește rasa asta și înțelege genul ăsta de câini. Marele avantaj, printre altele, este că e femelă și nu e mascul și mai puțin problematică din acest punct de vedere. Bine. Hai, poți să închizi ușa. Stai acolo. Așa și trebuie, să înțelegeți ce se întâmplă și să puteți transmite mai departe, da?